Salutare, măi, din nou. Da, salutare, salutare. Deși, da, ieri eu vă spuneam că nu mai am niciun fel de, să zic așa, tragere de inimă, de vață, să mai apar pe aici, totuși, uitându-mă astăzi, așa, prin raftul meu cu parfumuri, zic, bă, e păcat să sting lumina, să zic așa, pentru că totuși am adunat ceva frumuseți olfactive pe care aș vrea să vi le mai arăt așa când și când. Și dacă tot m-am hotărât să trag și astăzi un episod, da, bă, parcă văd că încep iară să fac în fiecare zi, am zis să vin cu parfumurile La Taffa existente în colecția mea. Nu sunt foarte multe, după cum vedeți, eu n-am să fac un episod din ăla kilometric cu dita mai pomelnicu și descrierea și toate cele. Pe majoritatea le știți, nu cred că are sens să intru foarte, foarte mult în detaliu. Păi, nici nu mai știu care a fost primul parfum La Taffa pe care l-am cumpărat. Cred că Opulent Musk și apoi Ana Abied Rouge. Nu mai rețin exact, dar știu că unul dintre astea două a fost primul cumpărat și na, apoi au venit celelalte. Aici mă refer strict la parfumurile casei La Taffa. Nu știu exact ce loturi sunt. Cu siguranță știți și voi că e o problemă, mai ales cu loturile astea mai noi. Dar, băi, eu totuși sper, având în vedere totuși persistența pe care o au astea existente în colecția mea, loturile să fie alea un pic mai vechi, care încă nu erau diluate, să zic așa, dacă ăsta e termenul cel mai corect. Da, câte am? 2, 4, 6, 8, 10. Da, doar 10 parfumuri La Taffa deocamdată, dar mai ăsta chiar îmi plac. N-am făcut stivă de parfumuri ale acestei case, am ales așa, strict ce îmi place mie până în prezent. Sunt chestii pe care chiar le-am vrut și nu-mi pare rău că le-am adăugat în colecție. Zic să încep cu cele două mai micuțe din față, cele care sunt la 30 de mililitri. Și am să încep cu acest La Taffa Tara din colecția Tamin. Vi l-am mai arătat eu. Cu siguranță îl știți și din alte prezentări. Dacă ați văzut episodul Ralucai, One Girl from Bucharest, episodul despre clonele ei de Baccarat Rouge, acolo are o prezentare mai detaliată. Băi, sincer, da, este un ADN care merge în acea direcție, dar este, știți voi, în stilul La Taffa, mai spre combustibil, așa are nota aceea ușor benzinoasă în deschidere. Da, are și nota de spital, cumva are și nota benzinoasă, cumva sunt amestecate, dar, măi, mie plăcându-mi ciudățenile olfactive, evident, nu toate. Măi, combinația asta pe care au făcut-o ei mi se pare foarte, foarte reușită. Da, e un parfum, să zic, inspirat. Asta raportându-mă la faptul că l-am de ceva timp, s-a mai așezat pe parcurs. O 95% să zic că se duce în direcția lui Baccarat Rouge. Evident, nu are cum să fie 1.1, dar e pe acolo. Și e pe acolo, se duce binișor în acea direcție, acest ADN. Deci chiar este o clonă bună. Dacă mai țineți minte, cred că l-am pus și eu în episodul meu cu update-ul pentru clonele de Baccarat Rouge. Băi, nici nu mai știu câte am. Am zis că nu mai fac prostia între ghilimele care am făcut-o aici cu
alte parfumuri, da. Deci mi-am luat cât clone pentru un singur ADN, dar, bă, ce să zic, îmi place, de ce să nu recunosc, cu riscul că mă bag și eu în tarma ălora isterizați la modul plăcut de mirosul ăsta. Da, de ce să nu recunosc? E un miros care atrage, e polarizant, e ce mai vreți voi, da. Atrage deopotrivă și partea masculină și partea feminină. Ăsta fiind un parfum unisex, da, pentru că e cumva și cu o notă mai lemnoasă, puțin, deci pe lângă faptul că are partea aia de combustibil combinată cu nota de stomatolog, are și o parte cumva mai lemnoasă. Da, este o interpretare orientală a ADN-ului de Baccarat Rouge. Da, Tara de la Latafa, colecția Tamin. Am să-l pun aici, pe acesta. Mai departe avem tot un pitic. Băi, nu mă puneți să-i pronunț numele acestuia pentru că mi este imposibil. Dar vedeți culoarea, da? Vă gândiți cam în ce direcție se îndreaptă. Da, este... Haide mă să încerc să-l citesc. Shams al-Shamus Arej. De fapt, să-l prescurtăm un pic, este Arej de la Latafa și este o clonă, ia ghiciți voi pentru cine. Da, sticluță turcoaz. Cine are sticluță turcoaz și capac auriu? Erba pura, erba pura, da. Cumva în direcția asta, de ce nu vă gândiți că miroase ca erba pura 1.1, dar e pe acolo, da, e pe drumul cel bun, să zic așa. Ăsta practic era testerul din magazin, doar pe el îl mai aveau, da, și cum sunt eu neam de traistă de cele mai multe ori, am zis, îl vreau pe ăsta, așa cum e. Nu mai am răbdare să stau, să-l caut pe net, să-l comand de acolo, etc, bla bla bla. No. Oricum, îl iau pentru mine, deci poate să fie și un pic întrebuințat, acum nu mă deranjează chestia asta în un mod expres. Să zic, e simpaticuță sticla asta, în general, mă și distrează combinațiile astea turcoaz cu auriu, da. Deși, din ce am auzit povești, unele sticluțe cu combinația asta de culori ne cam induc în eroare. Pentru că nu toate duc. Nu toate drumurile duc la erba pura. Da? Nu toate drumurile duc la erba pura. Dar ăsta duce. Nu intru în detalii, listat piramidă olfactivă, chestii, socoteli, draci, laci. Pentru că, momentan, l-am purtat puțin și vreau să mai fac așa niște păreri vis-a-vis și de el. Dacă o să mai fiu pe aici cu canalul, voi reveni pe parcurs, da? Și cu, să zicem, informații suplimentare, da, informații suplimentare. Să le spunem într-un fel sau altul. Da, vorbesc puțin mai încet pentru că iarăși filmez la o oră indecentă. Și lumea din casă se cam pregătește să se pună la somn. Și dacă e liniște deplină, știți voi, inclusiv o bășină, dacă o tragi, se aude în momentul în care e liniște. Da? Deci nu vreau să fac prea mult tam-tam cu gălăgia mea, dar, na, repet, nu stau bine cu timpul și de asta încerc așa să mai prind câte o fereastră, că totuși, bă, două naibii de treabă, e păcat de canalul ăsta să nu-l continui, e păcat de materia primă pe care o am, pardon, subiectele pentru episoade, deci hai mă să continui, așa, mai cu chef, mai fără chef, dar mai arunc pe aici așa cât un episod, două, trei, cinci, nu știu, văd eu. Lăsăm blablaurile și hauhaurile deoparte și trecem acum la două chestii. Vi le arăt pe amândouă pentru că sunt din aceeași colecție, practic, și n-are sens să le arăt separat.
Yin și Yang-ul meu de la Tafa, că eu așa l-am supranumit. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Mult iubitele și mult detestatele totodată. Opulent Musk și Opulent Oud de la Latafa, le știți din reclamele aproape abuzive pe care le fac diversi vedeți din ăștia de pe la TV-ul. Mă rog, da, tot felul de persoane din astea, nu știu. Mă rog, da, în fine, nu mă leg de treaba asta, dar concluzionând așa în câteva vorbe, da, sunt două parfumuri extrem de cunoscute pe care le vedeți absolut peste tot. Pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, pe Google, dacă dați căutare, Oud, simplu, sau Musk, asta să știți că vă apar. Sunt cam primele, cred, care apar. Da, ceva de genul. Ce avem aici? Păi mă, ce avem noi aici? Începem totuși cu cel alb. Se spune despre el că ar avea în ADN ceva iz, vibe, de Baccarat Rouge, dar băi, un Baccarat Rouge foarte oriental, înțepător, un pic agresiv, benzinos, dar totodată foarte, foarte interesant. Da, eu practic de la ideea asta l-am luat, auzisem despre el că ar fi clonă pentru Baccarat Rouge. Și m-am gândit, băi, e cazul să îl încerc. Da, mai am cam jumătate din sticlă. Da, mai puțin de jumătate. Am băut din el destul de bine, să zic așa. Măi, îmi place. Deși e lumea care se ferește de el, lumea care spune că miroase a spray de gândaci, că miroase a insecticid, că miroase a cherosen, că e insuportabil, că e sufocant, că e înțepător, că e sintetic, că e etică, bla bla bla. La polul opus este lumea care îl iubește. Mai, eu nici nu-l iubesc, nici nu-l urăsc. Îmi place în funcție de momentul zilei, funcție de dispoziția pe care o am. În general, l-am purtat iarna, l-am și cumpărat în perioada iernii. Îmi place să-l asociez cu un pullover de-al meu, al meu, pardon. Pardon, măi, îți permiți să pocești gramatica? Nu se poate. Da. Am pentru iarnă un pulover din lână, din aceea groasă, alb, crem, așa, alb-gri, de fapt, o ciudățenie. Da, și fix cu acel parfum, acel pulover îl asociez. Da, mereu când port acel pulover, îmi dau cu parfumul acesta. Măi, și al naibii ce e, se pretează foarte, foarte bine pe acea lână groasă, aspră. Da, este parfum mai mult de sezon rece, dar, băi, având în vedere că mie îmi plac și combinațiile bizare și ciudate și cum mai vreți voi, eu, băi, cred că am să încerc să-l port și acum, pe căldură, să văd cum se dezvoltă. Da, pentru că anul trecut când l-am testat, era un pic așa, dar după aceea, odată cu venirea frigului, a început să se dezvolte frumos. Ia să vedem noi cum s-ar dezvolta el și în luna lui cuptor. Că mai avem puțin și intrăm în luna lui cuptor. Mă înțelegeți? O să-i facem o încercare. Da, și lui Opulent Musk. Băi, îl punem aici. Are un miros plăcut, sincer. Deci mie chiar îmi place, măi, parfumul ăsta și am de gând să-l port în continuare. Aici, la polul opus, îl avem pe Tartorele Îl Negru, frățiorul cel întunecat sau versiunea întunecată, că tot am vorbit ieri despre parfum pentru demon versus parfum pentru înger.
Da, cumva și pe astea tot acolo le-aș situa. Dacă ar fi să fac vreun episod despre ce parfumuri aș folosi, dacă aș avea de-a face cu un spectru de genul ăsta, cred că și astea două ar intra în aceeași categorie. Păi, aici am de-a face cu acel ud cu trandafir, este și afumat, dulce, are tămâie. Da, e interesant mirosul ăsta. Eu îl asemăn cumva și cu unul dintre whisky-urile pe care le am în dulap. Îmi place. Și vă spuneam eu și în episoadele trecute, eu l-am testat. Deci până m-am hotărât să-l cumpăr. L-am testat în toate perioadele din an. Și mi-aduc aminte și acum că în momentul în care l-am mirosit pe căldură, prima senzație pe care am avut-o a fost de migrenă. Da, deci efectiv m-a luat o durere de cap. M-a luat cu greață. Și chiar i-am spus domnului de la magazin, cine cumpără și poartă abominația asta în sezon cald. Îmi vine greu să cred că un om normal poate cumpăra și poate purta așa ceva. Și mi s-a spus, băi, nu, la modul ăsta. Mi s-a spus așa, politicos, profesional, ți-aș recomanda să aștepți să vină sezonul rece și atunci mai stăm de vorbă și atunci o să te convingi că nu e chiar atât de respingător. Și am așteptat. A venit prima jumătate a toamnei, încă era cald. A venit a doua jumătate a toamnei. Băi, hai, încercăm din nou. Tot nu mă convingea 100%, deși începuse așa să-mi facă mici semne cu ochiul. Știi, uite, sunt aici, o să vină sezonul potrivit pentru mine. Mai, da, încă nu m-a chemat. Ok, l-am mai lăsat. A venit iarna și am zis, opa, eu am ceva de testat. A venit sezonul rece. Și m-am dus și l-am testat din nou, pentru a nu știu câta oară. Și ia ghiciți voi care a fost efectul. Iubire mare la primul puf. Cam asta e experiența mea cu Opulent Oud. Băi, e un parfum reușit, e interesant, dar nu e pentru toată lumea, nu-l văd pentru începători. Deci, clar, nu. Și e o sugestie, întâi să-l testați în mai multe perioade din an și apoi vă hotărâți dacă îl luați sau nu. Pentru că s-ar putea să vă placă, să vă îndrăgostiți de el, să vreți să-l aveți tot timpul în colecție, sau la polul opus s-ar putea să dați cu el de azvârlita și să spuneți băgamiaș, am aruncat pe fereastră 80 de lei, 90, 100, depinde cu cât îl găsiți, depinde de site-uri, depinde de magazine. Da. Deci fie puteți să spuneți, mamă, ce parfum mișto, în sfârșit am găsit ceva care mă reprezintă, ceva pe care pur și simplu îl iubesc. Sau grijania mătii de abominație olfactivă, că mi-ai mâncat 70, 80, 100 de lei, mai bine îmi vedeam de treabă. Cu banii ăia făceam altceva. Da, există posibilitatea să exclamați două chestii. Una plăcută, una mai puțin plăcută. Da, lăsăm blablaurile pentru că, deja am vorbit aproape 20 de minute, două la un leu și mai avem aici câteva parfumuri. Am să le iau așa mai repede înainte. Și dacă tot vorbeam mai devreme de segmentul Baccarat Rouge și parfumuri inspirate din ADN-ul lui Baccarat Rouge, păi, zic să rămânem tot aici. Și, bă, după cum vedeți, ce avem noi aici,
Ana Bied Rouge. Mult purtata clonă de Baccarat Rouge, Ana Bied Rouge de la Latafa. Da. Ziceam eu la început că e simpatic căpăcelul. Mai, sincer, uitându-mă acum, după ceva timp trecut de când am sticla. Da, am băut-o, între ghilimele, destul de rapid. Pentru că, mai oameni buni, pe mine nu ține parfumul ăsta. Nu știu ce are, dar nu vrea să țină. Deci nu vrea să țină sub nicio formă. M-am gândit că, măi, poate are chestia aia de du-te vino, da, îți fuge de pe tine și apoi se întoarce. Mă, nu persistă, nu-l simt, nu știu, sau îmi bagă mie nasul în concediu medical și în concediu de odihnă în momentul în care îl pulverizez. Bă, va trebui să-l mai port. Da, cred că totuși voi mai lua o sticlă, pentru că e o clonă bună, e considerată practic una dintre cele mai bune la capitolul clone din asta de buget. Și să vedem pe parcurs cum se mai comportă. Da. Ăsta, da, o să-l consum la un moment dat, vă dați seama, mai puțin de jumătate sticla. Vă uitați că e sticloiul ăsta mare și gros și așa, are doar 60 de mililitri. Și dacă ne uităm așa, eu am consumat mai mult de jumătate din el. Da, e o clonă reușită, e tot a casei Latafa. Nu știu exact ce s-a întâmplat cu loturile astea mai noi, habar n-am ce lot e asta a mea, nu stau acum să caut. Sau nu mai știu, parcă am căutat odată și am zis într-un episod, în fine, chestii, socoteli, abureli. Da, un alt parfum al casei Latafa, existând și în colecția mea, clonă pentru Baccarat Rouge, Ana Abied Rouge. Da, băi, cred că așa se pronunță, așa am auzit și pe la case mai mari. Așa, îl punem deoparte și pe dumnealui. Și mai departe aici trecem la ceva mai chiar, de nu mai, la ceva chiar deosebit și anume Ajvad de la Latafa. Da, pe ăsta la fel. Ori îl adori, ori îl urăști din adâncul și străfundul sufletului și al măruntaielor tale, pentru că e un parfum foarte puternic, are proiecție, are sillaj. Ați văzut episodul despre el, când am filmat cu motanelul Max. Da, dacă vă uitați în urmă, veți găsi. Episodul este filmat chiar în perioada, chiar înainte de Paști, încă eram acasă la Pitești și am filmat cu Maxulețul, o să-l vedeți și pe el acolo. Așa. Băi, ce pot să spun despre acest parfum? Miros, prezentare, tot mi se pare superb. Din câte știu, și atomizorul se prezintă ok. Da, nu chișă, nu dă cu stropi, da. Și îmi place mult ideea asta de capac din lemn. Da, capacul genul Black Afghano. Așa, bine, n-are nicio legătură cu Black Afghano mirosul ăsta, nu, dar capacul este tot în stilul acela sau în stilul ancră noir. Făcut doar că dreptunghiular. La ancră noir e mai pătrățel, așa. Băi, parfumul ăsta la fel. Mi-a dat ceva bătăi de cap și mi-a pus răbdarea la încercare până l-am cumpărat. Dar, în final, l-am cumpărat. Pentru că, la fel, l-am testat și retestat și pus înapoi la raft și după aia iar luat, băgat nasul în el. Bă, ceva îmi place, ceva nu îmi place, ceva îmi place, ceva nu îmi place la el. Și nu știam ce. În final, cred că am descoperit. Mai, frumusețea asta de parfum are în deschidere mai ales o notă metalică. Notă pe care multă lume nu o poate tolera sub nicio formă. Multă lume l-a vândut fix din acest motiv, din ce am văzut
discuții, comentarii. Da, are o notă, da, metalică pe care nu toată lumea o tolerează. Pe mine nu mă deranjează și nu mi se pare că ține o veșnicie. Într-adevăr, este acolo. O simți în deschidere, dar dispare. Dacă te obișnuiești cu ea, nici nu mai știi că e acolo la un moment dat. Dar, mă, dacă vreți să-l aveți chiar și numai așa, de decor, și doar pentru sticlă, zic eu că e de avut în vedere, da. E și el în colecția mea. Acum nu mai vin cu sugestii, chestii, așa. Am zis că vorbesc așa, mai schematic, despre ce parfumuri la Tafa am eu în colecție până în momentul de față. Îl pun și pe acesta aici. Ce mai avem noi? Da, se pare că avem și sticluțe care cam vor să se bage la somn. Hopa! Păi, aici am iar ceva foarte interesant, și anume Tamima de la Latafa. Despre el se spune că ar fi clonă pentru l'Imperatrice de la Dolce & Gabbana. Nu cunosc acel parfum. Drept urmare, îl iau ca parfum de sine stătător. Îmi place foarte mult. Vă spuneam și în episodul cu parfumuri interesante din colecția mea. Are notă de ananas, are notă de pară, are fix acea notă de pară pe care o avea, repet, și aici un parfumel de la Oriflame, Yo-Yo sau Yo Punky Pear se numea. Era o serie de patru parfumele, era unul cu fructe de pădure, ceva Wild Very Berry sau așa ceva, unul cu ciocolată, Yo-Yo Chic Choc, Yo-Yo Vanilla Ice, parcă, și Yo-Yo Punky Pear ăsta. Sincer, pe toate patru le-am mirosit, cel cu pară mi-a plăcut cel mai mult. Vorbim de un parfum de la începutul anilor 2000, eram eu prin clasa a 5-a, dacă mi-aduc bine aminte, a 5-a, a 6-a, pe acolo, 2000-2001, care între timp, bineînțeles, a fost scos din continuitate, dar avea nota asta și am căutat mult timp un parfum care să semene cu acela. Bine, acela, gândiți-vă, era o apă de toaletă, dar avea un miros atât de fain și îmi plăcea atât de mult. Ne dau o stare de bine. De copil fiind, eram atrasă cumva și de mirosurile astea mai vesele, încă nu eram eu pe latura aia mea foarte dark. Începusem, dar mai subțirea, nu așa. Da, măi, și în momentul în care, la fel, l-am tot testat și pe Tamima, pentru că într-o zi mi se părea că putea ceva rânce, de altă dată mi se părea prea dulce, altă dată prea sintetic, prea chimic. Băi, și s-a întâmplat într-o zi, da, nu știu, era și o vreme din asta, nici caldă, nici rece, nici cu ploaie, nici cu soare. Hai să-l încerc din nou. Și de data asta mi-a plăcut. Da, mă, depinde și de dispoziție. Și dacă tot mi l-am luat pe Latafa Caed, de data asta, în format mare, zic, ia că mai e cineva aici care mi-a cam atras mie atenția. Și l-am luat și pe dumnealui. Băi, îmi place și sticluța, îmi place și conținutul, evident că de data asta la cele arabești nu prea mai mă joc, doar cu sticluțele. Da, trebuie să-mi placă și conținutul. Îmi place tot, să zic așa, deci la parfumul ăsta, dar are carcasa asta, plăcuța asta e metalică, mă rog, e un fel de un aluminiu, dar îmi place cum e făcută, așa, are un model floral, modelele orientale, un scris foarte interesant, capac din lemn, a, bine, inserție din plastic în interior, dar nu vă gândiți că e magnetic, pentru că nu e magnetic, dar sună ca un capac magnetic. Îmi place ideea asta de capac magnetic sau sunetul de capac magnetic. Da, deci Tamima de la Latafa, dacă vreți mai multe detalii despre el,
îl găsiți și pe site-urile de profil sau în magazinele fizice, da, unde aveți și posibilitatea să-l testați. Mai departe, aici, da, vă spuneam despre el și mai devreme, Caed de la Latafa, poate cel mai, unul dintre cele mai bune parfumuri din astea entry level de la ei. Da, condimentat, dulce, rășinos, tămâios, dar nu deranjant. Sincer, l-am purtat chiar acum, recent. Bă, și miroase al dracului de bine. Și pe vreme caldă. Da, văd că încă pot să port parfumuri. Sau, băi, cred că pH-ul ăsta al meu, bipolar și isteric și handicapat și în toate felurile, are nevoie de parfumuri de genul ăsta. Că văd că pe ăsta nu-l distruge. Nu deocamdată. Și cred că nici pe parcurs. Da, e un parfum care rezistă, măi, ce să mai. Și după cum vedeți, am consumat din el cam un sfert de sticlă. Pentru că, într-adevăr, îmi place. Inițial am avut sticla mică de 30 de ml, știți voi, nu știam dacă o să-mi placă sau nu și am preferat să iau sticla mică. Dar, între timp, am vrut să-l am din nou în colecție și, bă, dacă tot îl iau, să-l iau mare. Să-l iau în format mare, să-l am acolo, să mă bucur de el ori de câte ori vrea sufletelul meu, să zic așa. La fel, mai multe informații găsiți în spațiu online. Nu intru acum în detalii, că iar m-am lungit. Am zis că fac episod scurt și am trecut de 30 de minute. Băi, iar plictisești lumea cu chestiile tale. Și la final am lăsat două chestii pe care vi le-am arătat recent. Episodul cu parfumuri interesante. Iarăși. Da. Aici avem Nașet de la Latafa. Știți, parfumul acela cu biscuiței, cu ghimbir și cu nucșoară și cu condimente. Da. Deci este superb. Da. Parfumul care se vrea clonă pentru Nișane Ani. Da. Avem un Nișane Ani în stil oriental și la preț mult mai accesibil. Băi, pentru 100 de lei, 100 și ceva de lei, cât este parfumul ăsta, depinde de site-uri, sau până într-o 100 de lei, da. Depinde de site-uri, de la magazine fizice, la fel, depinde de magazin. Măi, merită toți banii. Asta vă pot spune așa, după niște prime impresii. Discutam cu Ana Maria Rojin, că ea și l-a cumpărat prima dată și îmi povestea despre el. Măi, zice, uite, un parfum minunat, zice, stau cu nasul în el. De când l-am cumpărat, zice, nu-mi vine să mă mai despart de sticluța asta. Ce miroase superb, zice, mai ales aroma aia de ghimbir. E ceva aparte, zice, cu siguranță cred că ți-ar plăcea și ție. Și, da, când vine vorba de parfumuri de genul ăsta, zis, ia să-l încerc. Da, e o sugestie din partea unei persoane cu care mai fac schimb așa de păreri, impresii despre minunățile astea parfumate. Văzându-l de ceva timp în magazinul unde mai fac eu cumpărături, zic, hai să-mi iau o sticlă. Da. Dacă tot discutăm despre el și așa, deja a început să-mi trezească curiozitatea faptul că are ghimbir în el. Da, m-am dus și l-am cumpărat. Nici n-am mai stat pe gânduri, i-am spus domnului de acolo, pe ăsta-l vreau. Da, pe ăsta-l vreau și îmi place din toate punctele de vedere. Începând cu conținutul și terminând cu prezentarea. Sticla, mai exact. Cutia e una din asta normală, cutie din carton, mă rog, are așa un imprimeu din asta, destul de interesantică, așa, dar... Bă, aici avem grosul, până la urmă, nu în carton. Rămâne, v-am zis, să-l mai studiez, da, e un parfum care se cere studiat. Da, îl punem deoparte și pe el, deocamdată. Și ultimul venit în colecție,
L-ați văzut recent și pe dumnealui, cu siguranță îl cunoașteți. Este Confidential Private Gold, o clonă pentru Kirky de la Tiziana Terenzi. Dar totodată are și un vibe care se duce ușor înspre ADN-ul de erba pură. Da. Deci și acesta se duce un pic înspre erba pură. Dar e un erba mai dulce, cumva, mai așezat, mai cu minte. Da, mai dulce, dar cu minte. Nu e explozia aia de la erba ăla de la măsa, din burtă, da? Deci tot ce vedeți, partea asta de dupuri, parfumuri inspirate, sunt totuși niște variante mai purtabile, mai cu minți. Deși, din ce am auzit povești vis-a-vis de ADN-urile de erba, păi ce că ăsta, Purple, Violet, sau Supremacy, Violet, ceva de genul de la Avnan, e bombă olfactivă, la modul plăcut, pentru cine... e familiarizat cu ADN-ul lui Erba Pura, da, ci că ăsta de la Avnan ar fi foarte reușit și ca miros și tot. Bă, eu am avut un decant, l-am purtat, într-adevăr, da, e ceva intens, dar dățile viitoare poate oi cumpăra o sticlă full size sau am să o testez așa după placul meu și atunci vedem la ce concluzie ajung. Da, măi, dar acum revenind la el, Confidential Private Gold de la Latafa, da, încă un parfum al acestei case, venit în colecția mea și ultimul, cel puțin deocamdată. Băi, iar m-am lungit astăzi, da, reîncep proastele mele obiceiuri. Cam atât în episodul acesta, rămâne să ne auzim și să ne revedem, nu știu când, dar promit să ne revedem. Știți voi, deci la mine de pe canal, ca de obicei, vă pup, vă îmbrățișez și vă salut cu cel mai mare drag cu care pot eu să fac treaba asta și vă urez, știți voi ce, spor la cumpărat și la descoperit noi comori olfactive. V-am plictisit destul pe azi. V-am pupat. Pa, pa!